Doamnelor și domnilor, am revenit aici pentru a continua festivitatea noastră de această dată cu un premiu care revine unui reprezentant al unuia dintre sectoarele care în anul 2020 a reușit să aibă performanțe economice mai bune decât în anul 2019. Așadar, este vorba de premiul de excelență pentru inovație în construcții, care revine domnului Solt Noghi, pe care îl invit pe scenă. Primesc acest premiu cu smerenie în numele celor 626 de angajați ai Niro Investment Group, în numele partenerilor noștri, arhitecți, constructori, proiectanți, instituții financiare, bănci, parteneri externi, operatori, hotelieri, toți cei care ne-au fost alături în anul greu 2020, împreună cu care am reușit să performăm și să construim mai departe proiectele noastre pentru a dezvolta Bucureștiul, pentru a dezvolta România. Felicitări și mulțumiri Media 1 pentru inițiativa acestor evenimente, aceste gale. Și vreau să vă spun că noi, Niro Investment, credem în parteneriate și vă îndemn să continuăm acest parteneriat pe care l-ați inițiat, această platformă de dialog între instituții publice, mediul privat, instituții universitare de știință și de educație, de ce nu ambasadele țărilor partenere aici la București, pentru a dezvolta România mai departe, pentru a pune cap la cap ideile și tot ce avem mai bun pentru a crește România, de a trece de pandemie și a crește într-adevăr o țară europeană aici în România. Vă mulțumesc! Încă o dată felicitări, domnule Noghi, și urmează o scurtă pauză.